Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la Timișoara, suntem cu un foarte cunoscut revoluționar al evenimentelor, al Revoluției din 1989, domnul Corneliu Vaida, și suntem ca punct de reper foarte aproape de locul în care prima victimă și-a pierdut viața, cea călcată de tab. Vă salutăm! Bună ziua dumneavoastră și audienței dumneavoastră! O să începem în primul rând cu trecutul domnului Corneliu, pentru că să ajungi să fii printre primele rânduri ca revoluționar trebuie să ai ceva în spate când vine vorba de sistem. Și o să lăsăm pe dânsul acum să ne povestească câteva lucruri despre trecutul dânsului. Nu pot să zic că poate sau nu neapărat determinant e ce am să vă povestesc acum, dar precis că a avut o oarecare influență asupra atitudinii mele față de regim și față de ce se întâmpla în zilele alea în decembrie 89 în Timișoara. Eu în perioada liceului au încercat să mă racoleze cei de la securitate, să mă trimite la școala de ofițeri, pentru că eram un elev talentat, mai ales la limbi străine, și se pare că au pus ochii pe mine. Asta se întâmpla, taică meu era traducător tehnic la o fabrică care se chema Spumotim și probabil și el era supervizat și atunci așa s-a ajuns la mine. Eu am refuzat, pentru că nu îmi plăcea să-și conceptul ăsta de securitate, de îngrădire a unor libertăți. Noi tot timpul, dacă tata sau cineva spunea un banc în familie sau în cercul de prieteni, trebuia spus în șoaptă, exista vorba aia că unde sunt trei într-un grup, unul precis e informator și așa mai departe. Și plus că nu se găseau ca peste tot, cu toate că Timișoara era orașul unde vitrinele erau goale și frigiderele erau pline. Dar eram, ca să zic așa, un rebel din toate punctele de vedere. E bine, am refuzat securitatea de două ori, au încercat în timpul liceului, chiar și după ce am terminat liceul, eu nu m-am mai dus să dau examen la teatru la Târgu Mureș și am zis intru la, precis la mecanică în Timișoara, pe vremea aia se intra cu 5 la mecanică. Eu eram un elev, ca să zic așa, de nivel mediu, n-am strălucit niciodată, dar nu pentru că nu învățam, sau mai bine zis, eu nu învățam acasă, eu rețineam de la școală și cu aia mergeam mai departe. Pentru mine era mai important cititul de beletristică sau filme sau mers la un video, pe vremea aia erau vizionări video și văzut filme și așa mai departe. În fine, și înainte de examenul de la facultate, a venit iarăși un tovarăș din ăsta cu ochii albaștri și m-a zis, na, totuși nu vii? Și a zis, nu, îmi pare rău, nu, e vocația mea, nu, n-am nicio chemare. Din potrivă. Ce an era? Era 1980. Ea a zis, băi, vezi că nu o să intri la teatru la Târgu Mureș. Ei știau tot despre mine, vă dați seama. Și a zis, nicio problemă, intru la Politehnică. Ca prostul le-am spus unde mă duc. Și atunci a zis, bă, băiete, știi care e treaba? Tu o să pici cu prețuri de franzelă. Nu înțelegeți asta, așa-i? Bănuiesc că franzela costa un leu? Sau? Nu. Nu? Nu știu. E așa. Și am dat examen, după părerea mea am făcut așa, undeva în jur de 7 notele și la fizică și la matematică. M-am dus să citesc rezultatele și cum parcurgeam eu listă așa, jos am ajuns la linie, nu m-am regăsit și sub linie eram undeva departe, 3,60 la matematică și 2,20 la fizică sau invers, nu mai rețin, vă dați seama, da. Ani mulți de atunci. Dar astea erau prețurile de franzelă în 1980, 2,20 și 3,60. Ela, când am ieșit de acolo, de la cititul rezultatelor, tovarășul m-a așteptat cu fundul pe Dacie și zice, ai văzut? E cum vrem noi, nu cum vrei tu. Bine, ce vezi că o să faci armata și nu o să-ți placă. Da, bravo, zic, nu a murit nimeni în armată. Nu se știe. Printr-un concurs de împrejurări, n-am ajuns în armată acolo unde au vrut ei, pur și simplu din noroc. Am ajuns chiar să fac armata la aeroport în Timișoara. Pentru că nu m-am trezit dimineață să ajung la timp la încorporare, să plec cu trenul la Buzău, la taburi. Și asta v-a ajutat. Asta m-a ajutat mult. Eu sunt unul din cei care le-a plăcut armata care a făcut-o. Am fost planșetist la aviație și a fost o altă meserie. Doar că, având origine politică nesănătoasă, nu mi s-a permis să continui profesia la aeroport ca civil. Asta a fost unele din motivele care pentru mine erau cât de cât
factor determinator, ca să zic așa, pentru atitudinea rebelă. Și la fabrică, după aia, mi-am dat demisia din funcția de... eram un fel de secretar OTC pentru probleme organizatorice pe atelier. Un rahat. Probabil m-au ales pentru că eram bun de gură, dar nu din alt motiv. Și pentru că nu reușeam să le rezolv problemele colegilor, le-am aruncat carnet și am zis, lăsați-mă în pace, eu nu mă mai pierd vremea cu voi și așa mai departe. Nici aia n-a fost o bilă albă pentru mine pe vremea aia. Și ajungem în 1989. Aici, ca o paranteză, mama mea era de etnie maghiară și era una din enoreașele fidele lui Laszlo Tökés. Ba chiar mai mult, atunci când securitatea încerca să le evacueze de la jumatea lui decembrie, ea era una din cele care îi căra lui mâncare și lemne, pentru că ei nu mai ieșeau din casă, familia Tökés, de frică să nu fie prins și duși. Deci știam ce se întâmplă, chiar de prin 14 și așa mai departe. Doar că, eu știind foarte clar tot ce se întâmplă în biserică, aveam părerile mele, care nu cunoșteam, de fapt, adevăratul motiv pentru care Tökés refuza să plece. Din punctul meu de vedere, dacă ești un om al bisericii, trebuie să fii om al bisericii peste tot. Nu numai în Timișoara, în București, ci chiar și la Mineu, într-un sat prăpădit din Sălaj. Adică, de ce trebuie tu, morții, să nu pleci din Timișoara? Chiar dacă ești pedepsit de episcopie și așa mai departe. E bine, exact așa a fost. Tökés nu vrea să lase o parohie grasă, unde erau și bani și multe alte avantaje, și să se ducă la Mineu, unde era un sătuc pierdut din Sălaj. Asta a fost motivul pentru care el n-a vrut să plece, și asta vă spun cu certitudine, din interiorul Bisericii Reformate din Timișoara. Așa că eu nu m-am agitat în vremurile la maică mea, fii copății, mi se fâlfâie mie de papistașul tău, așa îi spuneam eu, vezi tu de ale tale, eu văd de ale mele. Ei bine, în 16 seara, 16 decembrie, mă sună mama, culmea, pe la 9, ceva de genul, și îmi zice, nu cumva să vii la mine, că e scandal la Tökés. Mama locuia foarte aproape și acum eu locuiesc foarte aproape de Biserica Reformată, la 300 de metri. Erau chestiile... Asta nu-i curiozitatea. Nu curiozitatea, adică aia nu era oră de vizită și în niciun caz eu nu-i spusesem, vezi că vin la tine sau chestii de genul ăsta, adică... Ceva ieșit din comun. Și se întâmplă acolo, adică a însemnat că se întâmplă ceva grav din moment ce mă sună maică mea. Cam pe la ce ore? Păi ceva după 9. Vă dați seama, orele în timpul Revoluției, adică nimeni nu stea cu ceasul în mână să știe la ce ore se întâmplă cu tare sau cu tare. Că foarte multe lume întreabă, dar la ce oră a fost aia, la ce oră a fost aia? Dom'le, a fost pe la ora aia. Aia. Eu nu pot să așa dau, o să folosim și noi. Nu pot pe să la. Dau cu exactitate o oră fixă, așa. Pentru că eu nu... Opa, m-a sunat mama. Hai să vă m-a sunat mama la ora 9.35. Nu știu, seara, după 9, ceva de genul. Ei, vă dați seama că nu mi-a trebuit nimic altceva decât am pus telefonul jos, m-am îmbrăcat și am plecat. V-ați dus direct acolo. Am încercat să ajung acolo. Că nu s-a putut, hai să vedem. Locuiam pe vremea aia cu soția la capătul tramvaiului 4. Am ajuns în stație, tramvaiele erau oprite. Zic, hopa, înseamnă că e groasă dacă nu ciucunești tramvaiele. Și atunci am pornit-o pe jos. Am ajuns la intersecția unde era fosta tipografie și acolo era o patrulă de miliție și mă oprește. Unde mergi? Cu tare. Eu încă pe buletin aveam adresa mamei. Mă duc la maică, nu știu, uite, buletinul, nu se poate. De ce nu se poate? Nu se poate. Aia e o zonă care acum e restricționată. Nu ai voie să mergi acolo, întoarce-te unde ai venit. Și eu atunci așa, deci nu suntem într-o țară liberă, cum adică să nu mă duc unde vreau eu. În secunda a doua am primit un pat de armă în stomac, aveau AKM-uri din alea cu pat, nu cu pat rabatabil. Nu eram pregătit, eu m-am încovrigat, m-au luat, erau un aro al miliției acolo, m-au aruncat în el, înăuntru mai era un cetățean destul de turmentat, vomitase pe acolo, vai șamar, pornește arou, zic, na, am pus-o, gata. Dar nu, a făcut foarte mult și se oprește. La următoarea intersecție în Piața Mărești, acolo se oprește și se deschide ușa și văd o altă patrulă de miliție cu un tip reținut. În cadrul patrulei văd un fost coleg de liceu sau de... El cred că era profesională pe vremea când eu făceam liceu, dar ne știam. Și îl văd și văd că mă recunoaște și el și zice, întreabă, ce e cu ăsta? Păi ăsta face pe făcut pe nebunul, că vreau să meargă la maică, să acolo, la Tökés, știi că ce e acolo, nu știu ce. Fostul meu coleg zice, bine, dați-l jos, băgați-l pe ăsta, chit că era loc pentru toți trei. De ăsta ne ocupăm noi, adică de mine. M-a luat separat, în sensul că va pleca mașina cu el azi doi și mie mi-a zis, tu unde o acasă? Vă dați seama că n-am așteptat să-mi spună a doua oră și am fugit acasă. Asta a fost în 16 seara. 17 dimineața,
auzisem tot felul de zvonuri de la vecini, de la nu știu ce, ce se întâmplă. Pentru că informația se răspundea din gură în gură. Din gură în gură. Da. Telefoanele probabil că nici funcționau, funcționau încă, da? Urmea funcționau. Deci am putut să-mi sun și bărul de la București pe vremea aia să-i spun ce se întâmplă. Și i-am spus. Și i-am spus, da. Și m-am dus să-l iau pe fiul meu, fiul meu din prima căsătorie, avea 3 ani, să-l duc la Teatru de Păpuși. Era ziua mea de vizită. Și mă duc, îl iau, Teatru de Păpuși închis, program suspendat, care era tot acolo în zonă, în Iosefin. Zona... În zona unde era, locuiam eu. Adică locuia mama și biserica, era foarte aproape, da. Pe o rază de 500 de metri, nici măcar. Plec fiul meu în brațe de acolo și văd înainte cu două colțuri de loc unde era biserica reformată, e piața Mocioni acolo și în dreptul magazinului de pâine era un cordon de miliție, adică nu-ți permitea să mergi pe partea bisericii, pe partea cealaltă puteai. Eu, așa, tembel, că nu pot să zic altfel, cu fiul meu în mână, mă duc acolo, eu să trec, curios. Nu știam că l-au luat pe Tăche sau aia, nu se știa încă, chit că era luat deja. Și unde mergeți? Păi mergem la biserica reformată. Interzis. Parcă nu i-a venit să creadă. Și în momentul ăla, fiul meu de la mine din brațe strigă, Jo Ceaușescu! Pe bune? Da. El probabil auzise... Auzise undeva. Auzise noaptea când erau manifestații, chiar cred că coloana lui Sorin a trecut prin fața casei lui și se striga și nu știu ce. Vă dați seama că eu am mărmurit așa o secundă și după am luat-o la fugă. Și a încercat un milițian să fugă după mine, dar a fost oprit de alt milițian. Milițian cu care în ani m-am împrietenit, acum... Fie țărănoșoară nu mai trăiește, cel dar... Cel care l-a oprit pe cel care venea da, de pătrunță. Da, exact. Am devenit chiar prieten de familie. E vorba de Gelu Popovici, care a fost ulterior primul șef al serviciului de crime organizate din Timișoara. L-am dus pe fiul meu înapoi acasă, pe ocolite, și am vorbit cu un prieten de-a meu. Pe vremea aia eu făceam dresaj de câini utilitari. Am vorbit cu un prieten de-a meu, un coleg de la clubul de dresură, și zic, hai bă, să... Mergem să vedem ce se întâmplă, hai în centru, hai la Consiliul Județean. Auzisem ceva zvonuri, vorbea lumea așa pe șoptite că se întâmplă ceva la Consiliul Județean. Dăm să mergem acolo și la, în dreptul restaurantului Continental, adică acolo unde e Banca Națională și Poșta, pe partea aia, acolo era un cordon de militari și nu-ți permitea accesul către Consiliul Județean. Și noi șmecher, ha, nu contează, ocolim, mergem peste podul Michelangelo, ca să ajungem să venim din partea aia, să ajungem aici, să trecem podețul ăsta, care prin parc ajunge exact la Consiliul Județean. Aici era un alt cordon de militari, pe stradă acolo, și erau patru taburi garate pe strada asta care duce la băile Neptun, care erau înainte, acum e altceva. Pe pod... Și podul era blocat, erau doi soldați și un ofițer. Văzând că strada e blocată și cordonul de militar, eu cu Tibi, cu prietenul meu, zic, hai bă să trecem totuși, să încercăm să trecem pe pod. Zicem că mergem în vizită la, nu știu, cineva, un prieten. Când am dat să trecem pe pod, la soldații săraci, se vede că erau din ăștia în ciclu întâi, speriați la maxim. Ofițerul din spate, nu este interzis, mergeți înapoi, nu știu ce. Ce, domnule, că noi mergem la nu știu care prieten, ăla scoate pistolul din teacă, zice, ultima dată vă somez, părăsiți zona. Și eu zic, ce o să facem, să ne împușcați sau ce? Și ăștia soldații, știi, curgeau lacrimile așa și unul dintre ei o desfăcut, așa cum stăia la cu arma la piept, desfăcut încărcătorul, spunea că el de fapt n-avea gloanțe. Și am văzut că ăsta era foarte vehement și serios și am zis, bă, tâmpitul poate să tragă. Și ne-am repliat aici, unde era deja un grup destul de mare de oameni care murmurau, nu se poate spune că protestau. Și tot am stat, noi ne-am uitat la ei, ei la noi, la militare la noi, dar la un moment dat, dinspre fabrica de bere, a venit un grup mare încoace. Ei, noi atunci am prins curaj. Ăștia au venit, am început noi să scandăm, nu mai țin minte exact ce lozinci, și în momentul ăla, ăștia soldații s-au făcut câțiva pași în spate, s-au repliat și au pornit două taburi de acolo și au început să ne hăituiască pe aici, prin intersecția asta, fântâna arteziană cu taburile. Fântâna arteziană nu exista pe vremea aia. Și noi alergam și la un moment dat
cum fugeam, am auzit un urlet în spatele meu și când m-am întors, am văzut cum trece Tabu peste o femeie. Și venea încoace. Eu n-am mai... Noi fugeam tot timpul în cerc. Când am văzut că trece peste ea, eu am fugit și am fugit aici jos, pe malul Begăi, și Tabu s-a oprit deasupra, așa, cu două dintre roți, era un aer. Și s-a oprit acolo. Probabil omul și-o dat seama, o văzut că dacă coboară cu Tabu aici, nici n-ar, dacă vă uitați, se vede că nici n-ar avea loc de manevră sau așa mai departe, și-o dat seama că nu mai poate să iasă, eventual cade în Bega. Și atunci eu am fugit încoace, nu știu, 200 de metri, 300 de metri, și am ieșit de acolo, sus, și erau blocurile astea, toți erau ca la teatru, se uitau ce facem noi. Dar nu a scos un sunet niciunul de la balcoane. Și atunci eu cu Tibi am zis, dați-ne sticle, dați-ne benzină. Am vrut să facem cocktailuri molotov, să dăm în taburi. A venit un singur băiat, un elev, era așa, adolescent, cu două plase de sticle goale de bere, dar benzină n-am primit de la nimeni. Nu că n-ar fi avut, chit că era criză de benzină, dar n-a avut curajul. Se găsea prin rezervoare și n-a avut curajul, nimeni nu s-a băgat. Să nu vă închipuiți că sintagma asta, și eu am fost la Revoluție, asta înseamnă că ăla care afirmă că și eu am fost la Revoluție a făcut ceva... A participat. Nu că a participat, că toți, în Timișoara au participat activ. 150 de oameni. Dar să participe activ, să faci ceva, să... În fine, puțini. E o vorbă. Puțini am fost, mulți am rămas. Și am început să dăm cu sticle în taburi. La un moment dat au ieșit sticle goale. Goale. Goale, goale, așa, iurea. Păi ce să faci? Să ne uităm la ei? La un moment dat a ieșit un ofițer, nici mai știu dacă eu sau Tibi l-am nimerit cu o sticlă aici, l-a început să-i curgă sânge, s-a închis, apoi și s-a retras. Probabil nu de frica noastră, vă dați seama că nu eram noi niciun pericol pentru ei, dar probabil că împrăștiindu-ne și-au făcut misiunea. După aia am plecat acasă, eram convins că printre grupul ăsta erau și securiști, informatori, nu știu ce, și zic, păi, mă duc acasă, stau liniștit să văd ce se întâmplă. Deja îmi făceam filme, stăteam la etajul 3, dacă vin ăștia peste mine, ce fac, cum cobor la balcon, cum sar, da. În fine, n-au venit după mine, s-au auzit împușcături după aia. Am ieșit, m-am urcat pe acoperișul blocului, dar n-am văzut nimic de acolo, că blocul era destul de mic și destul de îndepărtat de centru unde s-a tras. Și cam asta a fost. În 18 dimineața, luni, am dus la servici, la Tehnometal, sau Întreprinderea de Turism Timișoara, cum era pe atunci, și am aflat că un prieten bun și coleg de echipă cu mine, Apro Mihai, a fost împușcat în calea Girocului. E, momentul ăla... Ne-am enervat toți, eram toți prieteni acolo, gașcă, nu numai colegi de servici, dar și în afara serviciului. Mergeam, eram prieteni de familie, mergeam unii la alții, mergeam la bere, la nunți. Era perioada când eram noi tineri, ne cam căsătoream, cam toți. E, când am auzit că l-am împușcat pe Mihai... L-am împușcat mortal? Da, sau da, mort? Da, mortal. Ne-am enervat, am început să dăm jos, că erau lozincile alea comuniste din secții. Eu eram la secție de autoutilare, la... autoturism, am dat jos alea, nimeni dintre șef nu încerca să ne împiedice, erau toți sus în birou, erau niște birouri făcute așa cu etaj sudate, știți cum erau în secțiile de firme mecanice, adică nu cred că știți că este stână. Nu știu, dar am mai văzut câteva clădiri părăsite, da. Și am ieșit pe poarta și fabricii. Și stau acolo liniștiți? Ei stau liniștiți, nu. Da. Și-o dat seama, adică vă dați seama, și ei empatizau cu noi, și ei îl cunoșteau bine pe Mihai și eram toți ca o familie acolo. Când și ei au fost siderați când au auzit ce-o pățit. Adică nimeni, tu nu te aștepți. Eu care am trecut prin ce am trecut, eram, ca să zic așa, eram, îmi dădea, și auzind împușcăturile, îmi dădeam seama că precis că au fost victime. Dar au fost oameni în cartiere unde nu s-a întâmplat nimic, nici nu s-a auzit. Și erau, băi, ce se întâmplă? În fine, și am ieșit pe poarta fabricii să mergem în oraș, să protestăm. E bine, n-am făcut nici 300 de metri, că unul dintre șefii de secție, nu ai noștri, cu niște muncitori în uniforme de gărzi și cu puști de alea ZB-ul, mână, de pe primul meu, ne-au oprit, ne-au băgat înapoi în secție, nici mai știu, încuiat sau sudat porțile și ne-au zis că să nu plecăm până nu ne dau ei drumul. Vă dați seama că
n-au durat nici 5 minute, am luat scaunele metalice, am spart geamurile, chiar au geamuri mari din ala de secție. Am sărit pe geam, am sărit gardul. Că... înseamnă că ei n-au stat acolo. Nu. Îți duceau că mai erau mișcări prin curtea fabricii, deci toți erau, era forfotă. Și am sărit gardul, am ieșit afară și eu atunci am jurat că eu în fabrică nu mai calc câte zile am eu. Și nici n-am mai călcat. În zilele următoare m-am dus și am stat la cel mai bun prieten al meu, care nici el, săracul, nu mai în viață, Marius Iuliu Mare, era solist la operă, și că mi-era frică să stau acasă. Noaptea ieșeam cu el și aveam un spray cu un pigment roșu pentru a detecta fisuri în suprafețele rectificate metalice, care îl primisem de la un alt coleg de serviciu de-a meu, Dan Dobre. El am cerut și mi l-a dat. Eu, în mintea mea, pigmentul era numai bun descris pe pereți. Pe vremea nu exista graffiti. Da, existau și pele astea cu pigment, care nu erau românești. Erau aduse, băiatul lucrase la Renk, Reșița, și era o fabrică și pe vremea aia cu făcută în colaborare cu germanii și aveau tot felul de scule și de componente aduse din Germania. Și pele ăsta era unul dintre ele. Și noaptea mergeam cu... Noaptea pe 18? 18, 19, mergeam și scriam pe pereți, pe calea Aradului, pe calea Torontalului, am scris chiar și pe peretele Parcului Botanic, tot felul de lozinci din astea, jos comunismul, jos Ceaușescu. În 20 decembrie, noi vorbeam la telefon colegii între noi. Băi, ce mai e, tu ce știi, vezi că s-a tras, s-a împușcat. În 20 decembrie... se auzea că armata a început să se retragă, adică nu mai erau cordoane, filtre și așa mai departe. Și noi am zis, bine, hai să mergem toți în centru. În centru, nici mai știu pe unde am ajuns, dar din centru un tab se îndrepta către Consiliul Județean și erau oameni pe tab, bucuroși, nu știu ce. Bă, hai și eu. Eram cu încă câțiva colegi și hai să mergem și noi cu... să vedem unde se duce, precis că la Consiliul Județean. Într-adevăr, a ajuns în zona acolo, s-a oprit, dar nu a ajuns chiar până în față. Și acolo, în față Consiliul Județean, deja se începea să se strângă lume multă. Înăuntru era primul ministru Dăscălescu, cu toți factorii ăștia de decizie ai județului de pe vremea aia, nu știu, primar, secretar de partid, Dumnezeu. La un moment dat, cred că a ieșit Dăscălescu și a zis, băi, să vină niște reprezentanți, să stăm de vorbă. Și atunci au început să se ofere unul altul, alții îl propuneau, mai știu pe cine. Noi nu ne cunoșteam, eu pe Sorin atunci l-am văzut prima dată. Dar mie mi-a sărit în ochi că era, cred că, singurul care era chel. Și era o figură așa și avea și baston. Avea un baston atunci, da. Și avea și baston. Să se rănit. Da, și el zicea atunci că s-a tras în mine și nu știu ce schije sau ce mi-a intrat în picior și tra-la. Și ăștia, hai, du-te. Și eu început să se dicteze, unii notau ce să se ceară, nu știu ce. Și într-adevăr, el a intrat cu grupul unde era și Savu și Petre Petrișor și Adela Săbăilă și cred că erau vreo 9, dacă nu mă înșel, nu știu. Eu nu i-am numărat. În fine, ei... au stat pe acolo, ieșeau din când la balcon să zică că le-am zis, le-am cerut, au vrut, nu vor, să vedem. Și la un moment dat nu mai ieșiseră. Noi întrebam, bă, ce se întâmplă? În același timp au venit niște persoane din centru și zice, haideți să mergem în centru, că acolo deja s-a intrat în operă și acolo se întâmplă nu știu ce. Și eu le ziceam colegilor mei, băi, nu putem să-i lăsăm pe ăștia aici așa. Dar cum să-i scoatem? Și atunci eu aveam, mi-am dus aminte, aveam o geantă la mod, așa între ghilimele, pe vremea erau gențile de mască de gaze din armată, erau niște genți khaki. Eu aveam una din aia și acolo aveam mâncare, sandwich, nu știu ce, și aveam și spray-ul ăla. Zic, scriu ceva, mă duc și scriu pe perete cu spray-ul să încerc să mobilizez oamenii, să nu plece, să nu știu ce. Și ăștia, alți colegii mei, le-am zis, bă, spuneți-le să nu plece, să-i ajutăm pe ăștia dinăuntru. Și mă duc la perete, mă ridic să scriu cu șpereu și în momentul ăla mi s-a făcut frică, efectiv. Am zis, bă, zic, ce dracu fac eu acum, că dacă scriu ceva, ăștia, după ce plec de aici, mai târziu mă împachetează. Dar nici nu puteam să dau înapoi. Știți cum e? Frica e un sentiment, curajul e o decizie. Și atunci am zis, băi,
totuși scriu ceva, hai să încerc să scriu ceva echidistant. Și prima chestie care mi-a dat mie prin cap a fost să scriu poporul a învins. N-am scris nici jos Ceaușescu, nici jos comunismul, dar în momentul ăla oamenii au început să urle, mi-au luat și periul din mână și au început, au scris, alții au scris jos Ceaușescu, jos comunismul și așa mai departe. Eu nu mi-arog chestia asta, eu mi-arog doar că a fost primul care a scris cu spray-ul. E bine, și după aia ei au ieșit și am pornit toți către operă, către în centru. Eu am intrat și eu în operă, după un sfert de oră am ieșit afară pentru că nu îmi plăceau discuțiile de acolo. Nu vreau să intru în detalii și au rămas în piață. În noaptea aia de 20-21, cred că am fost unul dintre puținii care au rămas, m-a depostisem după, pe vremea era un pasaj subteran acolo, acum sunt doar toalete într-o parte și în partea altă blindate. E tot închis, da. Închis. Dar sunt ghizdurile alea așa. Și eu eram adăpostit după unul din ghizdurile alea, că noaptea decembrie nu era chiar plăcut. În fine, dar nu s-a întâmplat nimic. Ați stat toată noaptea? Da. Toată noaptea. Că ei la un moment dat au făcut apel, că nu ne lăsați singuri, că nu știu ce. Nu știu dacă am fost 30 de oameni în piață atunci, noaptea. Ulterior am văzut că cei dinăuntru, o parte au plecat acasă să doarmă. Nu au stat peste noapte în operă. Dar noi câțiva naivi am stat acolo. E bine, și în 21 am venit la manifestații, în 22 la fel și în 22 seara, zic lui nevastă mea, cum eram în centru, zic hai până la maica mea, că de o săptămână nu mai știe nimic de mine, să-i zic că sunt în regulă. Ok, ajungem la maica mea, la maica mea acasă, îl găsim pe un vecin de ei care era, între ghilimele, fost ofițer de securitate, pentru că nu există fost ofițer de securitate. Ofițer de securitate e ofițer de securitate până moare. Și la pensie tot ofițer de securitate. El era pe vremea jurist la Elif, dacă nu mă înșel. Adică era securistul care răspundea de fabrica aia și care era permanent acolo. Și ăla era la maică, mi-a speriat că încercaseră să-l linșeze oamenii, că știau cine e, și atunci i-a fost frică să stea acasă, bun, să ducă la vecina. În fine. Și televizorul mergea, deja se intrase la televiziune în București, se transmitea una, alta, nu știu ce. Și apăruse un ofițer, dacă nu mă înșel, sau cineva cu o tastatură în mână și zicea că asta au găsit-o acolo și că nu se știe ce e și așa mai departe. Ăsta, securistul, Ghiță, zice, asta seamănă cu o tastatură care se fabrică la București sub Institutul de Protecție a Plantelor, e pe trei nivele, e o uzină a securității unde se fac tot felul de aparaturi, nu știu ce, și s-ar putea să fie un detonator și nu știu ce. Bă, zic, dacă e așa. Păi da, zice că punctele cheie și obiectivele strategice ca și gări, aeroporturi, televiziune, sedii de miliție, nu știu ce alea, ținând cont de întâmplările din Europa de Est din perioada aia, el așa afirma că alea erau minate, pentru că dacă se întâmpla ceva, alea trebuiau aruncate în aer. Eu, speriat, când am auzit chestiile astea, zic, bă, hai să mergem, uite, mergem la armată aici, la garnizoană, să le spunem, băi, aia sunt pericol acolo și habar n-au. Chit că dacă, cu mintea mea de atunci și-am gândit, dar cu mintea de acum nu m-aș fi gândit, adică știe unul din Timișoara și nu știu 1000 din București. În fine, și ăsta zice, nu mă duc, pe mine și așa încercat să mă moare și nu știu ce. Zic, bă, Ghiță, scrie măcar că mă duc eu, zic, eu n-am nicio apăsare. Cârmâr, nu știu ce, nu, că o să vină să mă ia, nu mă lasă, îmi dau, pe cuvântul meu, nu te dau în gât. Și scrie așa un extemporal de vreo două colea patru. Iau eu hârtia, pachetez, o pun în sâmb și am plecat la garnizon. Ajung acolo, bat la ușă, deschide un soldat, da, ce doriți? Păi zic, vreau cu comandantul. Se uită așa la mine, îl pupnește râsul. Cine ești tu să vrei cu comandantul? Păi zic, am o declarație de un ofițer de securitate, dă-mi-o mie. Nu, pare rău, nu ți-o dau ție, eu dau la comandant. Ne certam de acolo, la un moment dat se deschide ușa mai larg și apare un colonel cu părul alb complet. Zice, bună ziua, sunt colonelul Mancu, șeful de stat major, dacă vreți. Eu care, păcând armata, știam exact ce înseamnă șeful de stat major. Ierarhiile, da. Da, ierarhiile, da, sigur, haideți. M-a luat de mână, m-a dus, ia, arată-mă. Uitați-l la hârtie, de unde ai asta? Nu
pot să vă spun. A scris sau un ofițer de securitate, dacă vreți să țineți cont de e bine, dacă nu, eu mi-am făcut datoria. Nu, hai cu mine. Și m-am dus sus, m-a băgat la colonelul Zeca, pe vremea aia el era comandantul garnizoanei. Și uite ce a adus băiatul ăsta. Ia ăla, și de unde e asta? Bineînțeles, vreau o întrebare. Nu pot să vă spun. Zice, și dacă noi te reținem aici, ce părere ai? Zic, asta e. Zic, puteam să păzesc altele mai rele în zilele astea. Da? Când am văzut că scăpos, Mancu, care era un tip mult mai inteligent decât majoritatea ofițerilor din vremea aia, se uită așa la mine zâmbind și zice, ascultă, uite, eu îți dau cuvântul meu de ofițer al armatei române, că dacă tipul ăsta care a scris aici ne spune tot ce vrem noi să știm și că e cinstit și corect și colaborează, nu le reținem și îi dăm drumul. Dacă nu faci asta, noi nu câștigăm nimic dacă te reținem pe tine, cred că îți dai seama, dar tu gândește că poate mor niște oameni. Și asta m-a pus pe gânduri. Bine, o să-mi cal cuvântul, îi zic cum îl cheamă. Zeca îi spune, ăsta, Mancu, zice, ia un aro cu un subofițer și doi soldați și aduceți-l aici pe ăla. Mi-a luat, mi-a dus, când m-a văzut la ușă cu armata, efectiv... Salbit. Nu salbit, s-au umezit pe pantaloni. Mai trădam și stai, mă, Ghiță, să vezi că nu chiar așa, uite, am explicat, ăla zice, nici mai pot să mă împotrivesc. L-au dus, l-au ținut în birou, eu n-am fost cu el în birou atunci când l-au interogat. Stăteam pe hol și începuseră să vină, puruseră vă 2-3 ziariști străini. Țin minte că era venit un ziarist din Germania care era de origine turcă, că se mirau ăștia când l-au legitimat la poartă, că avea pașaport german și îl chema Ali, nu mai știu cum. Și ăla știa doar nemțește și englezește și turcește, bineînțeles. Și ăștia alții nu știau decât rusește, ofițerii, și se înțelegeau cu ei. Și atunci eu știind destul de bine engleză, am tradus, nu știu ce, și tot vreau informații. Am zis, bă, eu nu știu, trebuie să mă duc să întreb, băi, lăsați-ne în pace, sus, ce informații, căcat. Și la un moment dat, dimineața, cum tot pendulam eu de la poartă și sus, și ăia n-aveau curaj să plece mai departe de acolo, că era, ce știu, 4-5 dimineața, era încă întuneric, și pentru să circul în oraș, în zi, momentele nu a fost, nu era prea îmbărbătător. Și îmi zice unul, dar de ce nu organizați niște, o conferință de presă, ca să ne spuneți la toți, uite, că noi suntem foarte mulți la Hotelul Continental și nu știu ce și acolo. Păi, bine, zic, mă duc să le zic la ăștia. M-am dus la Mancu, zic, uite, domnul colonel, ce propun ăștia, pe bine, dar cine să țină conferință de presă? Dacă mie îmi dați informațiile care să le transmit, o țin eu, nu-i problemă. Bine, zice, dar și trebuie să te coordonezi cu ăștia de la operă. Și da, nicio problemă. Păi ce, uite, îți dau doi soldați, te duci la operă. M-am dus acolo, am vorbit cu Fortuna. Da, sigur, bineînțeles, îți dăm și noi informații, nu știu ce. Era Adi Misarăș pe vremea aia, pe el îl însărcinase să-mi transmite informații. Și în seara de 23 am ținut prima conferință de presă la Continental. Și s-a terminat pe burtă, că deja a început să se tragă. De ce? Păi nu știu. Dar a doua zi, în 24, când am ținut cealaltă conferință de presă, veneam de la Continental către garnizoană și în piața Sfântul Gheorghe. Acolo eram îmbrăcat destul de gros, așa aveam o geacă căptușită peste ea, aveam o uniformă de vară de gărzi. Ca și paranteză, colonelul Mancu mi-a spus, bă, ia, n-ai o uniformă de gărzi acasă, puneți-o să nu mai schimb consemnul tot timpul la fiecare ofițer de strici de la poartă, să nume, nu știu ce, încoa încolo, tu o să fie ăla în gărzi, cu brasardă tricoloră, nu știu ce, și să te lase să intri, să nu mai trebuiască de-a chestii. Bă, eram cu uniforma de gărzi pe mine, și îmi scosesem bereta să mă șterg, eram transpirat, cum mergeam destul de vioi așa. Și la un moment dat se aude un foc de armă și simt cum îmi trece glonțul prin păr. Așa. M-am trândit pe burtă și m-am uitat și am văzut cum se închid geamurile la etajul întâi. În clădirea era, nici nu mai știu cum îi spune, am un lapsus acum, ceva de administrație locală. Am mai stat puțin, m-am uitat așa, am văzut că tot
erau copaci, toți copacii erau desfrunziți și eram, ca să zic așa, o țintă pentru oricine de oriunde ar fi tras. Și am zis, dacă stau aici, sunt țintă sigură, mai bine o tund. Și am țâșnit, am fugit repede la garnizon, le-am povestit la, uite băi, ce s-a întâmplat, o trasă de la fereastră de acolo. Era un grup de cercetași acolo conduși de maiorul Bănescu. Ăla au zis, băi, hai repede cu noi, mi-au dat un AKM și mie, hai să mergem să facem o scotocire acolo. Și-au luat soldații, pe mine m-au lăsat la poartă și mi-au zis așa, dacă auzi pași și discuții, nu tragi. Că suntem noi. Dacă auzi pași și n-auzi niciun cuvânt, tragi. Nu te gândești de două ori. Și nu a trecut mult, am auzit pași, am auzit discuții, nu știu ce, ori a apărut JGCL, se cheamă chestia aia unde clădirea aia, era sediul gospodăriei, industriei locale, nu știu ce. Și au apărut cu tovarășul director legat de mâini și cu o armă cu lunetă în mână la unul dintre soldați. Arma cu lunetă care avea urme de tragere. Mirosea praf de pușcă, era nu știu ce. Septimiu Tașcău se chema tovarășul director. L-au băgat în arestul garnizoanei și pe trei zile a fost liber. Ce a vrut să facă? Eu nu știu ce a vrut să facă, că mie nu mi-a răspuns la întrebări. Am vrut să-l și bat, dar nu m-au lăsat soldații. Ca și ceilalți așa zis teroriști, au încercat să provoace diversiune, adică eu cred că misiunea lor era să provoace frica, să bage frica în populație, ca să nu se strângă în grupuri și așa mai departe. Că, dați-mă, asta a fost deja în 24 și deja situația era clară, adică Ceaușescu era arestat. Dumneavoastră, cum numiți acest episod? Nici nu știu cum se spun. Eu am mai văzut și, așa zis, teroriști în combinezon negru arestați, care după aia au fost eliberați. Sunt tot felul de legende. Dar faptul că un centimetru a stat... Oh, aici e mâna celui de sus care m-a ferit din punctul meu de vedere. Am avut noroc. Alții și-au lăsat viața. Eu am scăpat nevătămat. Unii zic, unii deja blamează. Am ajuns să fim blamați noi ăștia care am supraviețuit și suntem cât de cât bine la vârsta asta. Să se spună, băi, voi ce ați făcut? Că, uite, martirii. Da, martirii, într-adevăr. Dar răniții, da, într-adevăr. Numai să nu uităm un lucru. Au fost împușcați în legătură cu revoluția. Oameni care au încercat să lupte și să facă ceva au fost răniți în legătură cu revoluția. Oameni care au protestat și au încercat să facă ceva. Dar au fost împușcați și răniți oameni care n-au avut nici o tangență cu protestele. Și nu poți să pui egal între ei, între cei care au luptat și cei care au asistat. Există și îl cunosc personal caz concret a unei doamne din Timișoara care a stat în casă, chiar aici la casa din colț, în 17 când s-a tras, ea era în patru labe sub masă. În 17 când s-a tras, a intrat glonțul pe fereastră, s-a lovit de zid și a ricoșat sub masă într-un loc cam la un metru sub ceafă, un loc moale. Acolo i-a provocat o rană superficială, să fim pușcat în fund din ricoșeu, vă dați seama că nu e mare lucru. Persoana asta e rănită în revoluție, ba chiar mai mult cineva a sfătuit-o și a dat în judecată statul la Haga și a luat de la armata română 70.000 de dolari pentru rana aia. Se numește Adriana Palcău, nu e niciun secret, o puteți căuta pe net și vedea. Vi se pare normal? Sunt oameni care există, pot să decide... Există, e profesorul Cali care a fost împușcat aici cu două gloanțe, care în afară de indemnizația de rănit n-a avut niciun alt beneficiu. Și sunt oameni care au fost în primul rând, au fost și răniți și au renunțat la certificatul de revoluționar. Așa este, așa este, dar cel puțin... Eu sunt unul dintre cei care are certificat de revoluționar și sunt mândru de el. Nu l-am cerut, eu n-am luptat pentru un certificat. Noi când am ieșit în stradă, nu ni s-a promis nimic. Așa este. Noi ne-am luat, nu ni s-a dat. Deci noi libertatea ne-am luat-o, ne-am câștigat-o. Că cineva s-a gândit să ne recompenseze, mulțumim. Dacă mâine mi se ia, n-am să ies să protestez și n-am protestat nici pentru măriri și nici pentru nimic. Eu zic mulțumesc pentru ce primesc de la statul român. Am lucrat 10 de ani. N-am stat, n-am atârnat de nimic, nu am primit teren, nu că n-am primit.
am fost și șters de pe lista cu terenuri când alții și-au luat nu știu câte terenuri. N-am avut sedii de firmă, n-am avut alt avantaj decât indemnizația. Atât. Dacă tot vorbim despre asta, pentru că simt nevoia să o spun. Vă rog. Atât timp cât lumea nu crâie împotriva pensiilor speciale, dar crâie împotriva noastră, a celor care am luptat în adevăratul sens al cuvântului pentru ca ei să poată să crâie, nu mi se pare corect. Dacă mâine se taie toate pensiile speciale, poi mâine am absolut nimic împotriva să se taie și indemnizațiile. Nu știu dacă puțină lume știe, dar a existat o perioadă de criză în Coreea de, în Coreea de Sud, când oamenii, cetățenii, ca să ajute statul, și-au adus bijuteriile de acasă și le-au predat. Înțelegeți? Asta înseamnă patriotism. Statul îți dă și ție ceva. Și tu trebuie să dai ceva înapoi statului. Și statul nu înseamnă guvernul. Și asta multă lume nu înțelege. Văd pe tinerii de acum, suntem vorba aia cu războiul la ușă. Și majoritatea tinerilor care se întrebați, băi, tu ți-ai apărat? A, nu, eu aș pleca, eu nu știu ce. Bă, nu e așa. Ce? Să apăr guvernul? Nu aperi guvernul, măi, zevzecule. Aperi locul ăsta unde te-ai născut, aperi unde bucata aia de pământ al lui bunicul, unde l-o hrăni pe taicătul care te-a făcut pe tine și așa mai departe. Despre asta e vorba. Cam atât am avut eu de spus. Cum s-au liniștit apele după toată aceasta? Păi, apele nu s-au liniștit foarte tare sau s-au liniștit doar aparent. Din păcate, FDR-ul format, Frontul Democrat Român, care a fost primul partid înființat în România, a fuzionat cu FSN-ul, de ce și cum sunt alții mai îndreptățiți decât mine să o spună, și s-a format CJ-FSN-ul, noi, cei care am fost, ca să zic așa, revoluționari mai activi, am intrat în CJ-FSN. Eu am fost în biroul de relații externe a CJ-FSN-ului și tot așa eram purtător de cuvânt și traducător oficial pentru delegațiile străine. Și așa mai departe. Au fost tot felul de episoade, Fortuna a fost dat jos, a fost înlocuit cu generalul Popescu pentru o perioadă, așa a fost un fel de puci. A venit Sergiu Nicolaescu de la București să liniștească apele pe aici. Să... Eu nu m-am considerat lider niciodată și n-am fost în eșalonul întâi. Niciodată. Mie îmi place să spun că eu sunt câine de haită, sau care pentru mine e similarul cu omul de echipă. Și mie întotdeauna mi-a plăcea să fiu împreună cu oamenii în care am încredere. Chit că eu am foarte puțină încredere în foarte puțini oameni. Dar atunci, pe vremea aia, era suflul ăla așa și când am încercat să facem, de exemplu, de acolo, din CJ-FSN, ne-am format un grup de 5-6 persoane, și mai știu exact, și am înființat prima Cameră de Comerț din România. Eu sunt unul dintre membrii fondatori primei Camere de Comerț din România. Asta am făcut în 90. Aveți vreun regret la tot ce s-a întâmplat? Mă refer la activitatea dumneavoastră. Ați fi schimbat ceva acum cu... Atunci, dacă regret ceva ce n-am făcut sau... Da. Nu regret. Atunci, eu ceea ce consideram că era de datoria mea să fac, eu cred că am făcut. Regret că poate nu m-am implicat mai mult, pentru că poate... aș fi putut să influențez într-un fel sau în altul ca lucrurile să aibă o altă turnură. Chit că eu nu eram membru în echipa aia care era în operă și așa mai departe. Dar lucrurile cum au deviat, ca să zic așa, de la protestele total anticomuniste care erau în Timișoara și s-a ajuns la a ne complace în acel FSN care era de fapt un eșalon 2 al comunismului, vedeți, aia e o chestie care mie nu mi-a plăcut. Mai am și acum legitimația de la CJ-FSN, unde eu când am primit legitimația, am șters cu pixul FSN. Pentru că pentru mine și-a Iliescu... doar CJ. Da, pentru mine Iliescu era doar un alt comunist. Bine, am înțeles. Vă mulțumim pentru aceste povești minunate. Mai punem încă o filă la istoria românilor și a sfârșitului comunismului. Vă mulțumim foarte mult și vă urăm toate cele bune. Vă mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră.